608 metri de plajă. Bine îngrădită, sistemul piuie dacă vreun înotător mai avântat dă din braț în apa demnitarului. Dâmburi de nisip, un ponton, camere de luat vederi plasate strategic. 170.000 de metri pătrați de domeniu estival, împărțit de președinte și de șefii celor două camere. Președintele Klaus Iohannis și liderul PSD Liviu Dragnea sunt în acest moment vecini în vilele de protocol de la Neptun. Zona e ținută departe de ochii publicului, astfel că dacă ar avea loc o întâlnire acolo între cei doi, fie ea și întâmplătoare, totul s-ar petrece în cea mai mare discreție. Liviu Dragnea și Klaus Iohannis, amândoi pasionați de mare și de soare, amândoi jucători de tenis. Și amândoi recunoscuți pentru destinații turistice mult mai exotice decât litoralul Mării Negre. Acum un minut de mers pe jos. Ce și-ar spune dacă s-ar întâlni? Președintele Iohannis dovedește încă o dată că este sponsorul politic al violenței și al manifestărilor extremiste. PSD a câștigat alegerile. Nu am contestat niciodată acest lucru. Însă actuala sa conducere abuzează de acea victorie pentru a ataca populația, pentru a ataca justiția, pentru a scoate România de pe drumul său european. Oare Marea Neagră ajută și ea?